Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Suntem la data de 22 iulie. Și acum, dacă în filmul trecut ați văzut o colonie unde cuibul a trebuit extins, aici avem o situație unde matrasa împerecheat un pic mai greu, adică mai greu, mai târziu, undeva pe data de 29 iulie. Acum că a avut ea albină mai puțină, asta nu știu, dar ultima dată când am umblat la ea a fost lăsat pe 4, pe 9 rame. Iar acum, uitându-mă așa prin ea, am venit să văd care e situația și în acest caz va trebui să vin să vă arăt. Deci, aceste două rame îmi indică faptul că încă albina nu e bine dezvoltată, chiar dacă are mâncare. Iată, eu am lăsat și aceste rame data trecută. Acum nu o să mai fie cazul ca aceste rame să rămână în cuib. Și voi face restrângerea care o fac eu foarte simplu la spuietul plus o ramă, din cauza că albina s-a rărit. Sunt și astfel de cazuri, sunt și mai bune și mai rele. Iată, chiar dacă albina aici își aduce nectar, vedeți? Ăsta e nectar adus zilele acestea. Deci aceasta e ramă cu mâncare. Fiindcă ea își aduce mâncare în această ramă, o să verific această ramă. Aici avem deja puiet larvar. Bine. Aici avem puietul larvar, înseamnă că aceea va fi rama mărginașă. Deci așa îi las la restrângere. Rama cu mâncare și puietul. Acum trebuie să văd și calitatea reginei. Ouă compact și frumos, regina e în regulă, iată așa o regina, aici avem puietul larvar, totul e în regulă. Aici o să venim peste 10 zile așa. Voi nota că am restrâns acest cuib și la câte rame. Aici a eclozat o parte din puiet, a bătut cu larvar. Totul e în regulă. Bun, a doua ramă. Trebuie menținut, iată aici avem o albinuță care au adus nectar și acum a picat o picătură. Nu scuturăm noi ramele. Ați văzut în multe filme că spun că nectar și hai să vedem dacă curge și când scutură odată curge o jumătate de litru de nectar din ramă. Gândiți-vă că o albină cât se chinuie să aducă. Deci o albină în viața ei nu știu dacă reușește să aducă o jumătate de lingură de miere. Așa. Avem a treia ramă. Albina fiind rară încă, chiar dacă eclozează, vom trebui să strângem cu ramă goală, adică o să vedeți la ce mă refer.
Bun, totul e în regulă. Mergem mai departe. Aici avem patru rame pe care este puiet. Nu putem spune o ramă de puiet la ora actuală, cred că două rame fac o ramă cu puiet în luna iulie. Deci, matca este foarte bună. Totul depinde de albina care o are. Iată, totul este în regulă, are coroană de miere. Iernăm pe miere, nu e nicio problemă. Deci am scos până acum o ramă din cele 9. Iar această ramă, ia să vedem. E rama cu hrană, cu păstură. Acum, în mod normal, ar trebui această ramă să o... Dar nu poți să scoți rama cu păstură familiei de albine. Ai nenorocit puietul. Adică albina care va intra în iarnă și nu mănâncă păstură, ai fript-o la propriu. Așa că voi scoate această ramă, care are rezervă de mâncare pe ea, sau nu. Iată, are miere. Deci voi scoate o singură ramă aici, deocamdată. Ar trebui o ramă mai închisă la culoare, pusă între rama cu păstură și puiet. Dar am restrâns. Aici are loc unde să-și mai aducă nectar. Deci o lăsăm așa. Și voi întoarce rama pentru spațiu. Lăsăm și aici un pic de loc. Partea din margine. De acum puteți să lăsați acest loc. Când aveți cuibul plin, adică stupul e plin cu rame, atunci nu ai de unde să lași acel loc. Dar în momentul în care începe restrângerea, o să lași fără nicio problemă albina să lucreze până în capăt. E o restrângere nu prea convingătoare, dar totuși e o restrângere. Și a rămas cu 8 rame, voi nota acest lucru și voi veni peste 10 zile. Ca să vedem ce și cum. Bun, ea va ierna undeva pe 3-4 rame. Așa va fi această colonie. Bun, cam asta e restrângerea. Nu o să lipsească tratamentele. De acum, indiferent că faceți cu fumegație, că faceți cu benzi, în cazul fumului, dați măcar de 4 ori, la 4 zile, 4 la 4 zile, o să vedeți că prima zi cade cât cade, după aia la 4 zile iară cade și tot așa, să vă tot cade, fără 4 fumegați nu vă apucați de tratamente, că chiar n-are rost. Dacă folosiți benzi, lăsați-le 40 de zile, indiferent. Acum mai sunt și cu prospecte pe ele, depinde ce benzi alegeți, sunt foarte multe, dar sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august e decisiv pentru a trece de iarnă. Asta trebuie să vă însușiți atâta timp cât aveți albine. Că chiar dacă aveți norocul să treceți de această iarnă, următoarea nu se știe. Bun,
cam atâta la acest film. Aceasta e o mică restrângere. Matca e ok. Ouă bine. La mine tratamentul se bazează pe uleiuri esențiale și oxalic. Fiecare își alege tratamentul cum dorește. Voi face și un contratest, să spunem așa, cu amitraz, o singură aplicare în luna octombrie, să vedem ce pică. Iar din anii trecuți știu că o să am un stup sau doi care o să pice ceva. Bun, până data viitoare, numai bine! Vom nota și aici, o să notăm că data de azi restrângere pe 9 rame, de la 9 pe 8 rame. Restrângere la 8 rame și când venim vom ști ce am făcut aici. Bun, cam atât.